Bună și bine ați venit pe canalul Biblioteca Maiei. Astăzi o să fac ceva diferit față de ce fac eu de obicei, adică recenzii. O să vă arăt o, să zicem, mini colecție de cărți teatru. De Matei Vișniec sunt toate. Acestea sunt. Bine, mai am una pe care am împrumutat-o unei colege. Și o să mi-o aducă. O să o prezint și pe aceea o să zic numele și cam o mini recenzie și după o să trec la celelalte. Cea pe care am împrumutat acum și trebuie să-mi o dea colega aceea mâine, pentru că mergem într-o excursie cu școala și s-ar putea să nu postez dacă nu am timp. Nu știu dacă o să pot să-mi iau niște cărți la mine să postez ceva, dar după ce mă întorc o să vin cu un unboxing, cel mai probabil luni. Și hai să vă prima carte, cea carte pe care o am împrumutată, adică care am împrumutat-o cuiva, se numește Extraterestrul care își dorea ca amintirea pijama, care a fost prima carte de Matei Vișniec pe care am citit-o. Teatru, toate sunt teatru. Și este foarte frumoasă și în ea este vorba despre trei copii care mama lor este plecată în Italia, iar ei stau cu bunica lor și vine un extraterestru la ei și se acolo fac tot felul de chestii cu el și îi dau un nume. O să vedeți dacă citiți cartea și vi-o recomand. Nu pot să vi-o arăt acum. O să fac un short cu ea mâine, pentru că atunci o voi primi. Bun, următoarea carte. Pe două nu le-am citit. Da, două nu le-am citit, dar vreau să vi le prezint că sunt tot teatru. Da, au sinopsis? Da, au sinoptis și o să vi-l citesc. Bun, apoi următoarea carte de la Matei Vișniec pe care am și citit-o aceasta. Am citit două cărți din patru pe care le-am. Sunt cinci în colecție, decât că pe una nu mi-am luat-o, deoarece nu știu. Deci avem povestea regelui supărat pe Clov. Mi-a plăcut foarte tare aceasta. Și uitați, are imagini foarte frumoase, toate au același fel de imagini, gen din creion cerat, foarte mișto. Și uitați, când vorbește cineva, scrie personajul care vorbește și două puncte și apoi scrie ce a zis. Pentru că este teatru aici. Uitați. Și aici este vorba despre un clown care, mă rog, despre un prinț, în genere, de fapt, care se numește ce vrea, așa. Deci, care i-a murit tatăl și va deveni rege. Și vine clovnul, îl enervează un pic. Apoi vine nepoata clovnului și zice tot felul de chestii trezite. Nu știu, de fapt, nu prea asta. Mă rog, o să vă citesc sinopsisul, pentru că se spune că atunci când moare un rege, tronul nu trebuie să stea mult timp neocupat, ca să nu se răcească. În povestea regiului supărat pe clovn, prințul care urmează să fie încoronat maestru al jocurilor video este nerăbdător să-și exercite puterea, dar clovnul bătrân, bucătăresa Gogolina și însuși regele sunt cu ochii pe el. În regatul Alandala, deciziile se iau doar în prezența clovnului, regulile castelului sunt scrise pe șorțul bucătăresei, iar execuțiile sunt transformate în baluri cu confeti. Iar pentru că un rege adevărat are clovnul lui personal, prințul proaspăt încoronat se procopsește cu o clovniță.
Colovnița Lița îi citește prințului viitorul în palmă, în talpă și în cerul gurii. Se anunță vremuri glorioase în regat. Cam așa despre asta este vorba în carte. Nu știu, n-am mai avut cuvinte să le explic de ce am pitit. Nu am prezentat cartea ca de obicei, nu știu de ce. Bun. Următoarea carte este Cu vaporul printre stele. Cred că este cea mai mare carte pe care o am scris-o de Matei Vișniec. Dacă nu mă înșel, da, cred că e cea mai mare. Nu prea știu dacă e cea mai mare, cred că da, este. Și, uite, avem coperta cărții pe care am împrumutat-o fix aici. Toate sunt la Arthur, să știți. Bun, Cu vaporul printre stele. Hai să vă și zic prima parte a sinopsisului pentru că e prea mare. Că la asta cu clovnul nu știu de ce l-am citit pe tot. Pentru că sunt foarte mari. Așa. Mumulino este marele iluzionist de pe un vas de croazieră unic în lume. Poate chiar în întregul univers. Dintre membrii echipajului nu lipsesc inițiatorul în alpinism sau alchimistul. Spectatorii călătorii se adună curioși în sala albastră, dornici să vadă ce trucuri le-a pregătit maestrul. Cam despre asta este vorba în această carte, Cu vaporul printre stele. E foarte frumoasă, pare foarte frumoasă. Uitați ce imagine frumoasă. Da, abia aștept să o citesc și pe ea, dar deocamdată nu am timp, pentru că în ultima vreme am citit foarte multe cărți scurte și vreau să citesc o carte mai tare, una, două, mai mari, mai groase și cu scris și cu imagini mai puține, iar după să mai citesc cărți din astea mici. Ok, următoarea carte pe care nu am citit-o nici pe ea este Omul de zăpadă care vrea să se întâlnească cu soarele. Are un titlu super interesant și chiar asta o să o citesc înainte. E destul de... e cea mai mică carte pe care am văzut-o scrisă de Matei Vișniec. Așa, hai să vă citesc și la ea sinopsisul și după să vă arăt cum arată înăuntru. Hai că asta are doar o parte mică aici. Asta este o chestie. Aba, nu este și șase. Din sinopsis o să vă zic partea cea mică, pentru că nu o să avem timp, sunt deja de 7 minute aici. Omul de zăpadă îi place să se joace cu copiii și să privească stelele, la fel de mult îi place mirosul de fum care iese din hornuri și murmurul pădurii. Are o mulțime de prieteni, iepuri, vulpi, chiar și un cerb, dar nimeni nu i-a spus niciodată că zăpada, chiar și cea din care este el făcut, se va topi odată cu venirea primăverii. Hai să vedeți și înăuntru. O imagine. Scris are mult pe pagină, nu-i puțin scris pe pagină neapărat. Da. Ok. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like și nu uitați să le arătați prietenilor voștri. Să nu uitați și să vă abonați. Și da. Bye!